Zeci de localnici din comuna Șercaia au acum acte legale pentru terenurile moștenite din tată în fiu. S-a ajuns aici datorită unei activități intense pe care au avut-o angajații primăriei timp de 6 ani. Iar acesta este doar începutul, pentru că în cel mai scurt timp autoritățile doresc ca toți locuitorii comunei să intre în posesia titlurilor de proprietate. 28 de locuitori ai comunei Șercaia au intrat în posesia titlurilor de proprietate pentru parcelele de teren în suprafață totală de 48 de hectare. Bucuria lor a fost foarte mare pentru că de acum vor putea să-și facă și anumite tranzacții cu loturile și nu doar să le lucreze. Am eliberat o parte din titlurile de proprietate și urmează să realizăm documentația pentru întocmirea celorlalte titluri de proprietate. Au fost eliberate cam în proporție de 50% de pe teritoriul satului Hălmeag, 66% de pe teritoriul satului Vad, iar pentru teritoriul satului Șercaia s-au eliberat pe legea 18 și pe legea 1 în totalitate titlurile de proprietate. Trebuie mult timp pentru a aduna documentația și a face un lucru care într-adevăr să aibă conotația respectivă să poată fi bine fundamentat. Nu vrem ca în urma eliberării titlurilor să generăm procese juridice. De aceea a mers greu și îmi pare foarte rău și efectiv eu nu am ce să le spun oamenilor în momentul când spun că după 20 de ani nu s-au eliberat titluri. Da, au dreptate și eu am dreptate că am muncit în acești 6 ani. Mai mult nu le pot spune nimic. Cei care nu au intrat încă în posesia unor astfel de titluri parțiale nu vor trebui să mai aștepte mult. Angajații de la compartimentul de cadastru de la Șercaia lucrează acum la foc intens. Ei au reușit să înainteze documentația la Brașov în vederea avizării a peste 180 de titluri de proprietate parțială pentru localitățile Vad și Hălmeag, dar și pentru ceilalți locuitori din Șercaia care nu au primit încă un astfel de act. Urmează să se mai elibereze pentru legea 247, care a fost aprobat pe anexa de despăgubiri. De asemenea, se duc lupte puternice pentru recuperarea unor terenuri care au aparținut primăriei și care au fost înstrăinate. Practic este munca fetelor, că ce am realizat aici în acest birou cadastral. Munca mea este în a-mi recupera suprafețele pierdute de Șercaia în decursul timpului și suntem acum, vă pot spune, cu documentația depusă la Agenția Domeniilor Statului la București pentru recuperarea celor 50 de hectare aparținând fostului CIS, Centru de Încercări al Semințelor, după aia consultanță. Cert este că pământul a fost al Șercăiei și trebuie să revină înapoi comunei Șercaia, bine, nu unuia, ci celor care l-au avut în proprietate. Deocamdată, procesul este pe rol, iar conducerea primăriei speră să aibă șanse de câștig astfel încât oamenii să se poată bucura de pământurile care au fost odată ale lor.